Mulțumim lui Dumnezeu cu toată inima pentru această făgăduință despre care tocmai am ascultat frumoasa cântare de adineauri. Pacea este bine cu sufletul meu, zicea versul cântării în engleză. Să fim pace cu Dumnezeu, să te simți în liniște, în odihnă cu El. Împăcat este poate cel mai frumos dar din toate câte ni le-a făcut Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu, păcatul a distrus pacea noastră. Iar făgăduința lui Dumnezeu, oferită copiilor săi și redată în cuvintele Apostolului Pavel, era și pacea aceea, zice, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile ațintite în Hristos Iisus. Sau, direct în cuvintele Mântuitorului, vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. De ce s-ar putea înspăimânta sau tulbura inima noastră? Simplu, din pricina păcatului. Păcatul, această caracatiță hidoasă, nemiloasă, care distruge și zdrobește și stinge viața unuia care i-a căzut în brațe. Păcatul poate fi zdrobit, poate fi nimicit doar dacă fiul păcii. Domnul Iisus s-a tot puternic cu Dumnezeu ca să-L bată zdrobit, n-a putut face decât într-un singur fel. A trebuit să ia chip de rob, să se asemene nouă în toate lucrurile, să se înfățișeze ca fiul al omului născut din femeie, zice, născut sub lege, în Galateni, capitolul 3. Ca apoi, în felul acesta, să zdrobească pe cel care are putere asupra morții, și anume să zdrobească păcatul. Haideți să citim în cuvintele Apostolului Pavel cum redă eliberarea aceasta frumoasă prin Domnul Hristos. Și apoi să revenim din punctul acesta de vedere asupra temei pe care ne propunem să le dezbatere astăzi. Acum, da, capitolul 8 din Romani, versetul 1. Nu este nicio osândire sau nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Deci sunt în pace, sunt ascunși într-o fortăreață de neclintit, care este Hristos însuși. Cum cânta fericit apostolul Vechiul Testament, să zicem așa, împăratul David, spunea, tu ești turnul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeu meu în care mă încred. În altă parte, în psalm, spunea, Dumnezeu care lucrează pentru mine. Cum te simți? Să fii patron și să ai câțiva angajați serioși și capabili și recunoscuți pentru calitățile lor speciale și să zici, cu tare lucrează pentru mine. Ei bine, cine poate prinde pe David din urmă? David a avut curajul să spună, Dumnezeu lucrează pentru mine. Da. Ce să-ți mai trebuiască în plus? Cel mai puternic avocat al Universului lucra pentru el. Era angajat direct. Nu prin meritele lui David, el a știut totdeauna treaba asta, ci pentru că așa vrea Dumnezeu să facă. Și cred că veșnicia va fi prea scurtă ca să reușim să ne facem o imagine despre frumusețea strălucită a caracterului lui Dumnezeu. Este un paragraf foarte valoros în comentariul lui Noului Testament, o să încerc să citesc din memorie. Zice, cele mai strălucite minți, dacă și-ar folosi toate capacitățile cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. Și anume, de acum și până la vremea venirii Domnului Hristos. Adică tot timpul doar pentru treaba asta. Și n-ar putea oferi decât o slabă reprezentare a ceea ce înseamnă caracterul lui Hristos. Toate mințile adunate la oaltă, dacă și-ar oferi
tot serviciul și toată munca doar să facă treaba asta. Să ne ofere o reprezentare a caracterului Domnului Hristos. Ce n-ar face mare lucru, ceva? O slabă reprezentare. Mult prea departe față de realitatea numită Hristos Iisus, Domnul Slavei. Nu întâmplător Domnul Hristos spunea că viața veșnică, pe care într-un fel sau altul toți ne-o dorim, din motive mai sfinte sau mai egoiste. Nu, Dumnezeu oricum ne iubește și dacă suntem mai sfinți după inima Lui, sau mai ca noi, așa. Ne iubește. Viața veșnică nu este undeva unde să ne fie bine, doar. Viața veșnică, spunea Domnul Iisus, este să te cunoască pe tine și frumusețea caracterului tău și pe mine, adică pe Iisus Hristos, Fiul tău, pe care tu L-ai trimis. Asta e viața veșnică. Și pentru că n-ai cum să-L cunoști niciodată până la capăt, de aceea viața veșnică e veșnică. Că niciodată n-ajungi la capăt. Și mai descoperi ceva frumos și te mai bucuri și mai inventezi un psalm. Zice, și în fiecare zi să cânte o cântare nouă. Când ați cântat ultima cântare nouă, proprie? Acolo unde îmi dau de nimeni. Poate te recep la cântat, acolo unde îl dau de nimeni, în conștiință sau singur, când ești singur și îl dau de nimeni, poți cânta. Și când? Când ai cântat ultima dată? Pentru Dumnezeu. Asta e viața veșnică. Așa începe. Acum, cum este Dumnezeu? Deci toată treaba, nu toată viața veșnică se cuprinde în această cunoaștere. Infinită. Dar ce te faci? Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? Am rămas uimit să înțeleg și eu câte o picătură, două, așa, din ce numim oceanul nemărcinit a cunoașterii Dumnezeu. Din cât ne prezintă Dumnezeu în Biblie. Acum, când Biblia spune Dumnezeu, la cine se referă? De regulă. Din Vechiul Testament, începând așa prin toată Scriptura, când spune Dumnezeu, la cine se referă? Cum? Așa ne gândim cu toții, nu? La Tatăl. Și, într-un fel, indirect, ori de câte ori e vorba de Domnul Hristos, indirect de cine e vorba? De Tatăl. De ce? Citim acest argument în Evanghelie, chiar din gura Domnului Hristos, care se prezenta pe sine însuși, ucenicilor cumva tulburați și speriați de ce le spusese El urmează să se întâmple. Ioan 14, știți versetele, zice, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, cum zice mai departe? L-ați fi cunoscut pe Tatăl. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut la modul trecut. Deci l-ați văzut pe Tatăl. Lui Moise îi spusese, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Și Domnul Iisus vine și le spune ucenicilor, l-ați văzut pe Tatăl. Deja. Sare Filip la vorbă, nu? Doamne, i-a zis Filip, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Intuia. Un om al lui Dumnezeu, un om sincer, un om simplu, era pescar, un om neînvățat. Dar prin credință, prin apropiere de Dumnezeu, Filip înțelesese esența mântuirii și viața veșnică să te cunoască pe tine, Tatăl. Nu? În Ioan 17 se spune acele cuvinte într-o rugăciune a Domnului Hristos. Aici suntem în Ioan 14. Deci nu l-au zis pe Domnul Hristos spunând direct învățătura aceasta. De unde știa Filip că ți este de ajuns? Doar să-L vezi pe Tatăl și ți-ajunge. Arată-ne pe Tatăl. Și inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și cum zice psalmistul mai departe? Și fața ta, Doamne, o caut. Pentru că același simțământ de a-și putea vedea pe Dumnezeu. Nu ți-ascunde fața ca să nu fiu ca cel ce se coboară în groapă. Deci nu mai are rost să trăiești. Nu-L mai ai pe Dumnezeu, s-a terminat. Și acum, uimirea și mai mare, după ce suntem atinși în suflet de această zicere a lui Filip, vedem răspunsul Domnului Hristos. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine,
cum zice, l-a văzut pe Tatăl. Revenim la chestiunea noastră. Ori de cât e vorba despre Domnul Hristos, prin El, de fapt, pe cine cunoaștem? Pe cine vedem? Pe cine înțelegem? Zice, le-am făcut cunoscut voia ta. Dar nu doar atât. Vine Hristosul în lumii pe prima pagină a cărții și spune, Domnul Hristos era gândul lui Dumnezeu în forma care poate fi auzit. Era prezență, era manifestare, era slava Tatălui, întruchiparea slavei Lui, după Pavel, nu? Efeseni, dacă nu așa. Deci Domnul Hristos l-a prezentat pe Tatăl. Revenind acum la întrebarea, când vorbește Biblia despre Dumnezeu, despre cine vorbește, interesant. Cuvântul folosit în ebraică este un cuvânt plural. Elohim. Poate așa pentru cine e mai curios, mai scoditor la minte, o să rețineți acest cuvânt. Foarte interesant. Elohim e un cuvânt plural care se revede doar într-un singur pasaj în principal în Scriptură și indirect cumva în alte locuri. Dar cel mai direct se înțelege acolo în Geneza. Când zice Dumnezeu, zice, și Dumnezeu a zis. Până acum, cum e propoziția? Cum sună pe românește? Singular sau plural? Singular. Dumnezeu a zis. Nu? Marcării nu de limbă sunt foarte simpli. La, nu? Deci, Dumnezeu a zis. Dacă spunea au zis, era plural din verb. Dar zice a zis. Și acum două puncte. Ce a zis? Să... Plural sau singular? Ne-am încurcat. Deci un subiect la singular își propune să facă ceva, iar verbul deja e la plural. Să facem om după chipul? Pronumele, cum e? Singular sau plural? Ăsta e Elohim, fraților. Același cuvânt care înseamnă Dumnezeu pe românește, sau God, nu? Cum spune englezii. God, inspirația Sfântului Profetic, cea mai apropiată, nu? Îi spunea Îngerul Profetei. Traducere de intenția lui Dumnezeu în cuvântul său transmis oamenilor este traducerea King James. Dar nu spune că este fără, eu știu, eroare. E cea mai apropie oricum, dacă vrei viața veșnică, ți-o dă Dumnezeu, indiferent de ce traducere citi Biblia. Așa, încercând să înțelegem mai profund ceva din iubirea lui Dumnezeu. Bine, Dumnezeu, la singular, în ebraică, se scrie Eloah, care e cu tot o altă literă, nu folosit acolo una după alta, decât Elohim, nu? Sau, uite, pe românește, nu? Când auzim așa literele, se vede că e alt cuvânt. Nu? Așa cum și în românește, Dumnezei cu I la urmă e altfel decât Dumnezeu cu U la urmă și care e singular. La ei diferențe de câteva litere. Elohim, plural, Eloah, singular. Uimirea este că cuvântul singular, Dumnezeu, referindu-se direct la Tatăl, este folosit sub 40 de ori în Scriptură. Iar cuvântul Elohim, plural, este folosit de câteva mii de ori. N-am avut răbdare să caut, să vedem de câte ori. De câteva mii de ori în tot Vechiul Testament. Dovadă că ori de câte ori citim în Scriptură, foarte probabil, trebuie să urmărești într-o Biblie ebraică, e complicat pentru noi, mai simplu pentru cei care vă jucați cu computerele, puteți să vedeți într-o Biblie electronică, de câte ori și unde e folosit cuvântul ăla sau cuvântul celălalt. Ce ne spun nouă aceste lucruri? Dumnezeu se prezintă oamenilor prin Fiul Său. Nu prea mai ai, dragul meu, ce vorbi cu Dumnezeu după ce ai ajuns sub puterea păcatului, după ce mama noastră Eva și cu tata nostru Adam au făcut bine cu ghilimele. Să-și bată joc de dragostea lui Dumnezeu, să întoarcă spatele iubirii veșnice și să se ia după șarpe, crezând. Dumnezeu este un foc mistuitor. Dumnezeu e sfânt și neprihănit, într-o lumină în care nu ne putem apropia. Și omul căzut este în starea aceasta de îmbibat de nebunia păcatului, de explozivul acesta al păcatului, să ajungi la un foc mistuitor. Cum ar fi? Dacă soarele pălește, nu? Ca corp ceresc, în prezența lui Dumnezeu, zice că în cetatea sfântă nu va fi nevoie nici de soare, nici de niciun luminător, pentru că Dumnezeu va fi lumina ei. Nu?
Cum să te apropii de un asemenea Dumnezeu? Bine, prin Hristos. Când spune porunca întâi, Dumnezeu a zis, cine a vorbit? Domnul Iisus a vorbit. Și când am luat atâtea versete ale Vechiului Testament, de fapt, cine a vorbit? Îngerul legământului care îi conducea, cine era? Tatăl sau Fiul? Fiul. Dumnezeu zice că mergea înaintea lor. Cine? Fiul. Da. Îl putem cunoaște. Insistând cu inima, cu mintea, asupra învățăturilor sale. Zice lui Moise, un om care și-a făcut ținta vieții lui după ce a ratat ținta inițială, care era scăparea poporului din robie, după ce și-a dat seama că nu-i priceput pentru așa ceva, deși credea pe Dumnezeu că vrea să-i scape, să-i scoată din robie. Când a plecat fuga în Madian să scape cu viață și a schimbat ținta vieții. Și a dat seama că nu înțelege pentru el, că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și a început să studieze, fără să aibă cărți, să caute cu mintea, să se roage, să ceară înțelepciune și a primit. Pentru că Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare tuturor celor ce o cer. A primit Moise din beșug. 10 de ani. Încet, încet, inima lui mândră s-a topit. Și în locul acelui cuceritor, obișnuit cu aparența și cu atitudinea de prim regent al Imperiului, a luat loc un alt fel de om. A apărut o altă înfățișare de om care reușește să spună în cuvinte, fără să se încumete, Dumnezeu vă va ridica un proroc, cum zice? Ca mine! De El să ascultați. Atât de asemănător Domnului Hristos. Cum a putut? Păi acolo, în pustie, s-a întâlnit cu Dumnezeul nevăzut. S-a întâlnit în minte, s-a întâlnit în rugăciune, s-a întâlnit în prezența care îl împrejura în toate felurile și în toate părțile. Și acolo, în fața iubirii infinite și în fața înțelepciunii nemărginite, s-a smerit și s-a liniștit inima. Și s-a transformat în altceva atât de neasemănător cu ce fusese cândva în Ramses, sau cum se numea, capitala Egiptului. Atât de altfel, atât de diferit. Și a pierdut toată încrederea în sine, după care educația zice, a ajuns să înțeleagă cât de limitat și de prăpădit e omul muritor. Auzi, tu, regent, care până mai ieri erai puternicul Imperiului, a ajuns să percepi că, de fapt, tu și, în general, toți oamenii, suntem niște nimicuri, niște prăbădiți. Și un astfel de om, pentru că așa a ajuns să înțeleagă pe Dumnezeu, este onorat de Dumnezeu. Când ajungi tu la zero, te ridică El la infinit. Asta e șansa mântuirii. Și te face deopotrivă cu sine. Și pentru că Moise a ajuns la maximum unui zero absolut, nu știu cum a putea să-l spunem, nu, nici eu nu am pricep să mă iertați pentru bine. Unde l-a dus Dumnezeu pe Moise? Au mai fost oameni care s-au smerit, dar nu au ajuns chiar cât Moise. Și care au murit și au rămas pe aici, prin țărâna Pământului. Nu așa s-a întâmplat cu Moise. Pentru că atât de tare a semănat cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu. Și atât de tare și-a dorit prezența Lui în inima Lui, în mintea Lui, în gândirea Lui. Ei bine, acestui om, Dumnezeu găsește de cuvință să-i se descopere într-un mod deosebit. Zice, vino la mine pe munte. Hai să vedem. Hai să vedem. Cum facem? Vino la mine. Vezi să nu mai vină careva. Să cumva, coborându-mă eu între ei, să-i spulber din culpă. Împrejmuie tot munte. Așa a făcut. A plecat dis de dimineață. Exodul, capitolul 34. Deci Moise s-a sculat dis de dimineață
și a suit pe munte să se întâlnească cu Dumnezeu. S-a sculat de dimineață, versetul 4, s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul și a luat în mână cele două table de piatră. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. I s-a prezentat Dumnezeu lui Moise. Uite, Moise, eu sunt, nu? Cum să întâlnesc cu oamenii aici, că a stat acolo lângă el. Nu în fața lui, nu deasupra lui. A stat acolo lângă el. Și a rostit numele Domnului. Acum, cum e Domnul? Să-l ascultăm, că se prezintă pe sine însuși. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. A strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni. Și ce mai face? Care iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Și ce mai face? Dar nu socotește nevinovat pe cel vinovat. Și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Așa s-a prezentat Dumnezeu, doar în trei versete. Dumnezeu infinit, veșnic, o să nu o să ne ajungă toată veșnicia să-L cunoaștem în toate fațetele frumuseții Lui, a reușit să se cuprinde pe sine însăși doar în câteva idei. Acum, mergem până să insistăm asupra acestui event. Un verset frumos spus tot de Apostolul Iubirii, care primim el această dragoste a Domnului Hristos, așa de tare s-a schimbat. Ca un fel de Moise în Noul Testament. A doua Ioan. Numai întâia Ioan, capitolul 3. Zice versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Deci cum arăți când devii copil al lui Dumnezeu? Cum te schimbi? Vorbeam adineaua de schimbarea lui Moise. Nici Ioan nu mai știe să descrie. Ce nu s-a arătat. Om vedea. Dar știm ceva. La capătul acestei transformări, ce se va întâmpla? Zice, dar știm, partea a doua versetului, că atunci când se va arăta El, ziceți, vom fi ca El. Și vom putea spune și noi, fără să ne cumentăm, precum Moise, un proroc ca mine. Dumnezeu să ne ajute să devenim ca El. Nu prin faptul că încercăm și ne sumețim, cum s-a sumețit Lucifer. Vreau și eu să ajung ca Dumnezeu. Să-ți fie rușine. Pentru că nu mai să ajungă ca și Dumnezeu în caracter. Și voia să ajungă ca Dumnezeu așa, prin puterea Lui, cu, nu? Poziția lui Dumnezeu mai degrabă, autoritatea lui Dumnezeu, nici de cum frumusețea caracterului strălucit al lui Dumnezeu. Nu. Nu așa poate cineva să ajungă ca Dumnezeu. Câte-i străduile tale? Toate faptele bune care ar semăna cumva cu faptele lui Dumnezeu nu sunt decât o haină mânșită. Motivele ne sunt strâmbe. Egoismul pătează izvoarele și canalele vieții. Suntem niște prăpădiți, niște hidoși, dacă ne-am vedea în adevărata realitatea noastră. Dar, prin Hristos, cedând de bună voie frumuseții și dragostei Lui, suntem schimbați. Corinteni, capitolul 3, a doua, nu? Versetul 18. Din același chicoa Lui, din slavă în slavă. Cum o să arătăm? Zice, nu s-a arătat încă. O vom vedea. Dar la urmă știm cum o să arătăm. Când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că vom vedea așa cum este. Și versetul următor. Oricine are nădejdea aceasta în El să se curățească. Vedeți? Consecința Evangheliei. Nu zice, întâi curățește-te ca să te vezi cu Dumnezeu. Nu! Lasă-te pătruns de El. Lasă-L pe El să te curățească. Și apoi, permite
permite să îndepărteze, să curățească El, să spele El tot. Dacă ai nădejde aceasta, că e cu tine, că e lângă tine, că s-a pogorât să-ți spună, să te binecuvintezi, lasă să-și facă. Nu te opune. Cum este Dumnezeu? Mai citim o dată, ce vreau să fim ca El. Băgați de seamă. Așa împărțișarea exterioară nu mai contează, nu la aia ne referim în primul rând, deși și la chip o să ajungem seama pe Dumnezeu, dar aia nu contează. Slava Lui se va reflecta pe fața noastră, ca și la Moise, dar aia nu contează. Cel mai mult ce contează? Să fii ca El, la caracter. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Plin de îndurare. Și noi acum cine suntem? Noi suntem copiii. Poți să spui cu sinceritate în fața conștiinței. Sunt plin de îndurare. Și sunt milostiv. Deci e deja o caracteristică. Nu așa că mi-e milă și mie de câte cineva câteodată, când e mai grav și mă atinge mai tare la inimă ce văd. Și atunci mi-e milă. Nu. Am ajuns să fie atât de milă de tot ce se întâmplă în jurul meu, că am ajuns milostiv. Așa e tata. Câteodată așa mă îngrozesc de cum arătăm, cu toată pretenția noastră de copii ai lui Dumnezeu. Și mă îngrozesc de mine însumi. Ce-a făcut Evanghelia Domnului Hristos din noi? Suntem ca El? Se uită lumea la noi și se obosește. Aoleu, și pocăriți ăștia. Ne-au obosit de tot. De tot pisălocesc, că vine Armagedonul, că vine, nu știu ce, decret, nu știu ce, că vine semnul fiarei, sperie lumea de noi. Unde e bucuria de care cânta fratele Cezar la început? Să fim pace cu Dumnezeu. Pacea mea, nu cum ce-am referit, nu mai știu. E bine cu sufletul meu, sunt în brațele Lui, să se va, coboară Moise după munte sau cobori din mașină sau din autobus sau din cobor, cobori după scara blocului și te văd vecinii strălucind de dragostea Lui Dumnezeu, plin de îndurare și milostiv, plin de bunătate și încet la mâini. Așa e Dumnezeu. Și noi suntem copiii Lui. Născuți din nou după voia Lui, nu? Sau nu suntem pe nicăieri? Bar n-avem de nașterea de nou și de degeaba. Nu cum cea Scriptura, mă, partea groaznică, nu? De avertisment. Deci așa, precum ușa în țâțâni, în balamale. Scârțim și noi despre Dumnezeu, ceva groaznic. Chimval zângănitor, m-ați obosit. Ce-mi trebuie mie? Strigă Dumnezeu la noi, sabatele voastre și jertfele voastre, m-ați obosit. Cine vă cere râuri de sânge și de rugăciuni și de pisălogeală? Să-mi furie Dumnezeu dragoste pe copiii Lui, pe iubiți, că au ajuns niște groaznici. Adică pe cine? Pe mine și pe tine, drag. Pentru că vrea și să se uite noi să-și vadă reflectarea chipului Lui. De unde suntem? Adventiști și încă reformiști. Pe unde suntem, frații mei? Pentru acest tip de oameni, Dumnezeu zice, pentru deștia am venit. Nu cei sănătoși, ci cei bolnavi. Nu cei nevrihăniți, ci cei bolnavi. Pentru ei am venit. Dacă te simți departe de Dumnezeu, dacă la sinceritatea inimii recunoști că nu ești El, pentru tine, Domnul Iisus, a atins palmele de bunăvoie pe cruce și a spus, pentru că te iubesc o iubire veșnică, am săpat în rănile mele, în numele Tău. N-am cum să le mai aștept și nici nu intenționez. Știți că în veșnic